Like și subscribe dacă nu vrei să fii infectat și tu de noul virus. Nu uita și de clopoțel. Pe scurt, virus. Prieteni, și nu uitați să priviți prima parte a acestui video, linkul va fi în descriere. Ziua a început ca de obicei, m-am trezit, m-am spălat, am mâncat, să fi fost așa, de fapt eu mă ascund, practic nu ies afară. Povestea a început atunci când prietenul meu a revenit din China și m-a infectat și pe mine. După câteva zile am observat că am început să mă schimb, să aud mai bine, să văd mai bine. După câteva zile l-am găsit lângă ușă pe prietenul care m-a infectat, am vrut să-l bat, dar era deja bătut de viață. El mi-a spus să vin mai aproape. Mă, Tani, scuze că te-am infectat. Și a plecat de pe planeta Pământ, sper că în rai. După am revenit în cameră și am aprins televizorul. Toată planeta noastră a fost infectată de noul virus. Nimeni nu trebuie să iasă din casă. Toată țara noastră este sub casă. Am stins televizorul, am intrat pe PC, am deschis YouTube-ul. Oh, diversi canale a apăsat? Aici puteți găsi topuri, curiozități, lucruri paranormale și interesante. Prieteni, pe canal au apărut recent cele mai tari videouri, top 12 descoperiri neobișnuite găsite sub apă și 20 cele mai uimitoare produse de pe AliExpress. Linkul va fi în descriere. Tata a revenit de la serviciu, am început să-i povestesc că a venit din ei și mi-a spus că a fost infectat de virus și a murit. Uite, este lângă ușa noastră. Lângă ușă nimeni deja nu era. Tata m-a întrebat ce-i cu fața mea. M-am uitat în oglindă. Aveam o mulțime de puncte negre pe față. M-am uitat la tata. A început să fugă și în același moment să sune la militari să-i spună că sunt infectat. L-am lovit, a leșinat. L-am legat și l-am târât la toaletă. Au trecut deja 2 săptămâni, până când sunt viu. Tata a plecat în rai, am revenit în cameră, mâinile erau cu puncte negre. Cred că nu mi-a rămas și mie mult. S-a auzit un zgomot, am mers să mă uit. Ușa era spartă, Denis era la ușă. Denis, tu ești! L-am omorât. Fuck, Denis a devenit zombie. Acest virus transformă oamenii în zombie. L-am târât pe Denis în hol. Oh my god, tata a revenit la viață. Tata, te rog, nu mă ataca, sunt fiul tău. L-am bătut și pe tata, i-am târât în baie și i-am închis. Am revenit în cameră. Fuck, mă transform și eu în zombie. Trebuie mai repede de... am leșinat. Nu mai pot. Ce e cu el? Nu știu, dar am trăduce vaccina mai repede. Prieteni, pentru partea a treia, haideți să adunăm 15.000 de like-uri și 20.000 de follower pe Instagram.